Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 26 iunie. E o zi destul de caldă, foarte caldă. Și am zis, haideți să vă arăt rezultatul scoaterii reginelor din colonii. Aici, la mine, în stupina anul acesta, majoritatea coloniilor au intrat în friguri și, în mod normal, trebuia să ai vezi, să faci din fiecare colonie câte un roișu. Dar n-am dispus de acest inventar. Am încercat să izolez măcile pe 3 rame cu grate Hahnemann și până la urmă, când am văzut că majoritatea au intrat în friguri, am decis să scot mătcuțele din colonie, lăsând câte o botcă de roire. Și acum e ziua în care ați termin de verificat coloniile, unde sunt mătcuțe împerecheate sau unde nu sunt deloc. Mai am vreo câțiva de verificat și până acum am găsit trei familii puternice. Aia vreau să menționez că au fost puternice, unde nu au matcă. Eu, dispunând de foarte multe măci împerecheate, scoțându-le din fiecare colonie câte o matcă, atunci am dat. Dar eu merg pe principiu că dacă o colonie nu acceptă o matcă, la acea colonie nu se mai dă matcă. Și o să-i dau ramă cu ouă, larve și să-și tragă el o matcă de acolo, o botcă, să-și tragă și voi selecta din nou acele buci, le voi selecta și vom vedea ce este. Putea să fie și mai rău, deocamdată sunt 3 astfel de familii din 40, deci din toată stupina am extras măcile, le-am lăsat doar vreo câteva. Ca să am de unde folosi cuietul larvar. Am lăsat niște măci care mi-au plăcut mie. Iar acum la această colonie, vedeți, ea este încă destul de puternică, neavând de foarte mult timp cuiet, intrat în friguri roitul, n-am mai avut foarte mult cuiet, matca n-a mai depus ouă, iar acum căutăm să vedem dacă matca e împerecheată. Scot o ramă și, ca să nu mai iau așa mult la mână, le și apropii în partea opusă. Așa e un stil de lucru, acum fiecare lucrează cum îi e mai ușor. Lucrăm mai cu atenție. Arunc o privire în celule și pun rama la loc. E o colonie liniștită. Dacă ar fi să spun de acum dacă e împerecheată matca, da, este împerecheată, e prezentă, doar datorită acestei liniști a albinei. Dar trebuie să am neapărat și confirmarea vizuală.
pentru a confirma că mătcuța este împerecheată. E un risc destul de mare ceea ce am făcut eu, adică să scoți din toată stupina reginele afară, e un risc enorm. Dacă mai țineau ploile prea mult, nu se mai împerecheau ele, iar stupina scade, adică albinele scad, nu stupina, dar poate să scade și stupina, fiindcă dacă nu se împerechează mărcile și rămâi cu ele stricate sau unele chiar se trântoresc, atunci e o problemă, o problemă destul de importantă. Dar până acum sunt mulțumit de cum arată, deci nu zic că s-ar putea să mai găsesc fără matcă. Bun, deci să continuăm. Să ridicăm și această ramă. Albinul se aduce polen, încă nu văd ouă. Deci continuăm ca să vedem ce se zic. Nu știu, nu pot să zic neapărat că este un beneficiu, dar un beneficiu ce ar fi e ca la această dată să ai regine tinere împerecheate și să fie în colonii puternice plasate, plus să nu ai puiet. Dacă nu ai nici puiet în ele, poți veni cu un tratament chimic fără nicio problemă. Albina este foarte, foarte compact aici și nu zăresc bine celulele, dar ajunge să zăresc un singur ou, că e bine dacă zăresc un ou. Mm-hmm.